Străinul. E noapte rece. Vântul bate cu șuieratul lui prelung și din ecouri depărtate atâtea gânduri mă ajung. Ce bine e să fiu acasă, să știu că am destul câștig, să nu mă chinuie nici foamea, nici să nu rap pe drum de frig. Ce bun a fost Domnul cu mine, că nici nu știu să-i mulțumesc. Cum l-aș primi să știu că vine să-mi fie oaspete ceresc? Și în jocul straniu de lumină al flăcărilor din cuptor, pe gene-mi cade toropiala și adormi așa ușor. Deodată o bătaie în poartă, tresar, e cineva pe drum, mă uit la oră, e târzie, numai tâlhari umbră acum. Răsună iarăși o bătaie și încă alte două, trei și strig atunci. Cine e acolo? E cam târziu acum. Ce vrei? Și glasul de afară îmi spune. Vin dintr-un loc îndepărtat. Umblat am cale lungă astăzi, sunt obosit și s-a noptat. N-ai vrea căldura dinăuntru să împarți cu mine până în zi? Ți-aș mulțumi cum știu mai bine și în rugăciuni te-aș pomeni. Primește-mă doar până mâine, că am înainte un drum lung. N-ai vrea din colțul tău de pâine să-mi dai și foamea să-mi alung? Mă strecurai lângă fereastră să-l văd prin geamul aburit. Era urât și plin de zdrențe, părea murdar și obosit. Nu cer decât un colț de pâine, uscade este să mi-l dai, și dor pe jos, pe rogojină, doar milă rogute să ai. Gândit-o m-am o clipă lungă și i-am strigat apoi răstit, străine, du-te mai departe, aici nu-i han de găzduit. Ce, n-ai gândit mai dinainte unde ai să dormi? Ce ai să mănânci? E prea târziu să-mi bați la poartă, e prea târziu să mi te plângi. I-am auzit acum doar pașii afară încet s-au depărtat, până ce în liniște doar vântul a mai rămas stăpân pe sat. Și mulțumit în patul moale am adormit apoi curând, dar am avut în neagra noapte un vis ce nu-l mai uit nici când. Parcă dintr-un nor de lumină Domnul Iisus se cobora și în casa mea venea să-mi spună ce nimeni altul nu știa. Credeam că-mi va vorbi de bine, va lăuda tot ce-a muncit, dar s-a apropiat de mine și trist cu lacrimi mi-a grăit. Prietene, am vrut azi noapte să noptez în casa ta. Din pâinea ta am vrut la cină să iau un colț ca partea mea. Dar mi-ai răspuns că-și pentru mine tu n-ai nici pâine și nici pat și m-ai lăsat în frig afară să plâng flămând și întristat. Căsuța ta nu e prea mică să încap și eu să dorm în ea. De ce nu vrei să ai la masă un ostenit în casa ta? Și m-a privit cu ochii umezi până când norul s-a luat și am înțeles că el fusese pribiagul ce l-am alungat. Trezit din somn de înfiorare, am alergat afară în frig și am început în gura mare, străinul înapoi să-l strig, dar vai, de mult plecase omul în întunericul pustiu, doar vântul îmi striga din ramuri că mă trezisem prea târziu. E prea târziu, e prea târziu. Amin.